You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. Neața, suntem în ziua numărul 2 din Varșovia și dacă vedeți voi în spate acolo, am o coadă imensă pentru că suntem la un celebru pastry shop de unde o să încercăm să luăm niște patiserie numai bună. Am văzut că au ceva specific, nu pot să pronunț, o să las pe ecran, dar sunt un fel de gogoși oricum, seamănă foarte mult gogoșile. Dar coada aia este incredibilă, vreau să vă zic că este ora 10 fără ceva aici, pentru că noi, aseară, când m-am lăsat ultima oară și mâncam niște paste și ne relaxam și ne făceam planuri, cum o să vedem noi fântâna luminată și spectacolul de lumini, am fost puțin până la cazare și am adormit, adică blană, am adormit 12 ore, cum nu dormim niciodată, am băut un par de vin și aia a fost. Acum o să stăm la coadă să luăm această patiserie. Am fost aici alături și la un second hand ăsta de bloc, așa, de cartier, pentru că suntem în altă zonă a Varșoviei, una cu mult mai multe blocuri. Nu am găsit nimic care să ne atragă atenția, adică aveau niște H&M, Next, Mango, nu. Era doar un second hand simplu. Dar așteptăm cu mare nerăbdare, eu una sunt leșinată de foame, patiseria. Și apoi o luăm din loc spre cafea și alte monumente, pentru că atunci când ratezi o seară, azi trebuie să recuperezi, a doua zi trebuie să recuperezi, așa că să dăm startul zilei numărul 2 în Varșovia și să încercăm să depășim coada aia cât mai repede. Am reușit! Nu știu cât am stat, am boxing, nu știu cât am stat la coada, dar am reușit să luăm gogoșelele astea. Emma spune că sunt dulci. A, da, și asta este cu cică marmeladă, nu cu ciocolată. Sunt super bune, dar sunt gogoși, adică sunt gogoși clasice. Deși la o denumire, sunt gogoși. A, super bune. Cred că recomandăm, nu? Să stai la coada asta. Da, recomandăm, chiar dacă e coadă, merită, că mâncare specific. Starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. Salut, sunt Lumi și nu-mi place să merg în mall-uri, dar pentru că mă săturasem de cartier și pentru că mi se pare totul așa de gri, mă strog, destul de banal, adică mai înseamnă cum știu ceva cartiere din București, hai să mergem la mall ca să ne și oprim pentru treburi din astea, știți voi, toalete, cum ar veni, o cafea extra. Așa că o să vedem dacă au ceva special. Am văzut, am încercat să caut Primark și nu au încă în Polonia. Se numește Arcadia, este cel mai mare și pare plin de branduri care există și la noi, nimic deosebit. Ca idee, mie nu-mi place la mall, dar cred că măcar aici în Varșovia sper eu să am un feeling că am descoperit ceva diferit față de ceea ce avem în România. Da, și am ieșit de la Neon Museum. Cred că la mine era obiectivul numărul 1 când am ajuns la dat așa un scroll pe Google ce să faci în Varșovia. Îmi place foarte mult ideea acestui muzeu, pentru că este ceva ce nu am mai văzut până acum în viața mea. Este un muzeu despre neoane, dacă vă vine să credeți. De fapt, este dedicat al războiului rece și este un mod prin care artiștii locali polonezi, unii dintre cei mai mari, am înțeles, fie că sunt pictori, designeri și așa mai departe, i-au făcut niște neoane care reprezintă, de fapt, simboluri din perioada războiului și le-au păstrat sau le-au donat aici către Neon Museum de-a lungul vremii, tocmai ca să-și amintească de acea perioadă. Super cool, super interesant, n-am avut niciodată așa ceva, deși nu este foarte mare, dar mă rog, și prețul e pe măsură, adică costă undeva la 10 lei în bani românești, mai nimic. E un mod de a susține și artiștii locali și ceva ce v-am zis, ce eu personal nu am mai văzut nicăieri. Dacă ajungeți în Varșovia, Neon Museum este nice. Are un vibe destul de Berlin-like Polonia sau de fapt Varșovia în anumite părți ale orașului. Inclusiv barurile au acel design inspirat de Berlin, iar acest loc cu neoane e fix de acolo. Aia e Berlinul, de fapt, și spiritul. Cred că de aici și faptul că primul neon pe care l-am văzut la intrare este fix cu numele Berlin. Hey!
colind de noi așa pe străduțele astea de pe lângă Neon Museum, am dat peste un târg de design, iar inspirat din Berlin, știu că am mai zis, dar chiar inspirat din Berlin. Și evident asta nu apare în obiective turistice, dar mi se pare super overcool, din nou. Și hai să vedem ce găsim pe aici înăuntru. Emo a luat înainte. Mă gândesc că și aici vorbesc despre artiști locali. Ce drăguț! Am înțeles că aici vin oamenii ca să facă artă. Asta să vă arăt și opera mea de artă. Ia uitați-o aici. A mea e asta, e total eu. M-am gândit la ea, i-am făcut designul. Superbă. Cea mai frumoasă din expoziție. Emma? Ta-da! Asta este Praga District. Zona plină de graffiti și locuri din astea moderne, inclusiv cafenele, baruri și expoziții de artă. Și da, cred că ar fi zona unde aș vrea să locuiesc. Dacă aș sta în Polonia, în Varșovia, ăsta e cartierul unde vreau să stau. Inclusiv blocurile, uitați-vă că nu mai sunt așa comuniste ca în partea cealaltă și începe să se schimbe arhitectura. Pretty cool. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I met you in the summer. Asta e un video de când ne-a prins ploaia și ne-am gândit să bem niște prosecco la castel. Pentru că nu am găsit niciun loc decent de mâncat, mai așteptăm să termine ploaia și nu putem să vă mai arătăm fețele noastre. Dar așa arătăm noi când plouă. Emma? Pentru ultima noapte. Hai, cheers! Cheers! Cheers to me! Salutare, vloguri din Polonia. La revedere.